Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a Profilului Cultural aici la Someș TV. O emisiune despre franciscanism și esențialism, o parte a doua în care vom aborda problematica unei critici de întâmpinare, dar și sugestii despre o critică academică, un tânăr autor, un aspirant la piedestalul înalt al valorilor dintr-o cultură națională. Astăzi, invitatul meu este Adrian Mureșan. Bun venit, Adrian! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Adrian Mureșan este absolvent de filologie la Universitatea Babeș-Bolyai, română-franceză, studii de teologie ortodoxă și teatru. În teatru și scurt metraj activează și în zona regiei. A adunat tineri valoroși în jurul lui, cu care, în urma unor spectacole de excepție, a obținut numeroase premii naționale și internaționale. Este membru în grupul redacțional al integralei Steinhardt de la Polirom, doctorand al Universității din București cu o teză despre Steinhardt coordonată de criticul Mihai Zamfir, redactor la Verso în noua serie și multe încă s-ar mai putea spune despre el, un actor, cântăreț, un autor de stand-up comedy, o personalitate complexă într-un tânăr, așa cum ne-am dorit pe cât mai mulți dintre tinerii României. Ce aș mai putea sau ce ar mai putea adăuga Adrian Mureșan despre el? Nu știu dacă vi-ați dori pe tinerii României, chiar alcătuiți din atâtea contraste până la urmă. Contrastele dau frumusețe peisajului, chiar dacă este imortalizat într-un tablou. Da. Păi, sigur, sunt mai multe... Poate că nu m-am regăsit încă pe mine însumi, sau mă regăsesc, varianta, formula lui Steinhardt, prin alții spre mine, prin alții spre sine. Probabil că e și ideea aceasta împrăștierii într-o multitudine de domenii, dar care este, recunosc, ghidată de o curiozitate. Eu sunt un om foarte curios din fire și atunci, bineînțeles că mă interesează atâtea domenii, dar pe de altă parte, dacă vreți să vă dau o explicație psihanalitică, nici m-am gândit la asta până acum, probabil că nu am sunt un fel de, cum zicea Steinhardt, uite-mă tot, leg de sintagmele lui, copil bătrân, adică probabil că în copilărie sau adolescență, ca să zic prima tinerețe sau cum să mă exprim, probabil că nu am mizat suficient, sistemul de învățământ nu era, și asta e o altă temă pe care nu mai discutăm acum, neapărat cel mai bun și nu este nici acum. Chiar domnul profesor nu vrea să discute despre învățământ? Nu vreau, deocamdată, poate într-o altă emisiune. Și probabil că nu am glosat suficient în marginea, eram foarte pasionat de actorie, eram pasionat de film, nu mai vorbesc de literatură sau așa. Și nu am mizat, deci în ziua de astăzi totuși există pentru copii care au un dram sau mai mult chiar de talent, există aceste cluburi culturale, există cluburi de muzică, dacă vrei să cânti, să-ți dezvolți talentul. Eu mi-am descoperit talentul, să vă fac o confidență acum a dumneavoastră, părintelui Mărginean, de a cânta în biserică. Țin de minte la cult acum, spre cultură? Da, la strană. La strană. Deci la strană. Eram un grup de prieteni în Mărăști, în cartierul Mărăști, eu sunt clujan, și ne-am împrietenit, eu îi priveam cu admirație din afară, din apropierea stranei, până când unul dintre ei a făcut un gest de genul ăsta. Ia vino tu. Așa, și-au și ținut minte, eram la o vecernie, la un maslu mai exact, seara, și atunci eu deja, audind, fiind prezent la slujbă, pentru că mă ducea mama, obligat,
Eu nu vreau să mă duc. Deci asta a fost prima fază. M-am dus obligat. Mă ducea, eu fugeam tot timpul de la biserică, mai ales dimineața, din două motive. La ora 12 începea topul pe MTV și începea emisiunea cu Abracadabra. Al lui Marian Râlea și cu Abraham Burica. Și atunci eu eram foarte tentat. Însă treptat, sinteza s-a realizat. Am fost prins în această undiță a lui Hristos, ca să folosesc chiar și o sintagmă, și m-am lăsat cucerit. Eu folosesc mereu pedagogia lui Dumnezeu. Discutam și cu Ion Cristofor, invitatul meu de săptămâna trecută, despre această pedagogia lui Dumnezeu. Trebuie să-ți spun într-un ton cu puțin umor, dar foarte profund, foarte serios, orice pom care e cât o jordă, cum ar spune omul de la țară, când se apleacă, obligatoriu îi pui un par drept ca să-l verticalizeze. Da, da. La mine a fost o întâmplare, apropierea de biserică, a fost o întâmplare până la urmă fericită, nu? A fost și apropierea de un grup de prieteni și fiind și un îndrăgostit de lectură, de aici a fost doar un pas până la teologie. Pasionat de cunoaștere, Adrian, e vorba de cunoașterea din afara ta, dar e nevoie și de cunoașterea profundului tău, adâncului tău, adâncului ce pe adânc cheamă. Iată, literatura, teatru, emisiunile de televiziune ți-au oferit posibilitatea de a cunoaște o lume din afară și uite cum lucrurile se rezolvă. Prin biserică aveai șansa să cunoști esențialul din ceea ce Hristos a lăsat esențial în tine, puterea iubirii, puterea restaurării și mai ales puterea cuprinderii în bucuriile tale a celorlalți. Eu cred că e un drum firesc până la urmă și aici dumneavoastră sunteți cel cu experiență la masa aceasta, puteți să spuneți mai multe. Părerea mea este că e un drum firesc pentru un tânăr până la 30 de ani. E un drum sinuos, nu? Am fost și pe la teologie, am renunțat în cele din urmă să termin studiile în teologie. Credeai vorbea că părintelui Șanta, de acolo încerc să-mi fac misiunea, dacă e vorba de misiune, altfel, într-un alt mod. E adevărat, ți s-a părut că teologia este cuvânt despre Dumnezeu și confesiunea părere despre Dumnezeu, cumva? Vă referiți instituțional la Facultatea de Teologie Ortodoxă sau în general mă întrebați? Ca să vă pot răspunde, trebuie să vă răspund prin alte confesiuni. Suntem la ora confesiunilor, deși e dimineață, la ora spovedaniei. Suntem într-o perioadă a marilor pregătiri. Așa este, așa este. Eu m-am dus la teologie și aici Părintele Pintea, într-una dintre prefețele la primejdea, la volumul cu Steinhard, primejdea mărturisirii, are dreptate. Când spune că am întâlnit tineri pe care Steinhard i-a dus nu neapărat de mână, n-a fost cazul meu, spre biserică, eu eram inițiat puțin dinainte, dar pentru mine Steinhard a fost hotărător în dorința de a studia și teologie la nivel academic, științific. Nu am reușit, până la urmă m-am dovedit a fi, cultural vorbind, un franciscan, nu un tip academic, dar a fost o experiență interesantă, însă după teologie m-am întors, am avut așa un declic până la urmă, după ce am trecut și pe la cinematografie și am revenit și acolo sunt de ceva vreme bună, la prima mea iubire, care este literatura. În preocupările tale, o constantă, Steinhard, nu întâmplător, ești în colectivul redacțional de la Polirom a integralei Steinhard. Între filosofie, între literatură și teologie, unde l-ai situa pe Nicolae Steinhard și de ce, Adrian? O să vă povestesc că eram în anul 1 sau 2 de facultate, și în anul al doilea de facultate și deja în urma unei discuții cu doamna profesoară Diana Adame, care se ocupa de baroc pe atunci, dumneavoastră a făcut prima dată această mărturisire, vreau să mă ocup de Steinhard. Și a început documentarea, care s-a soldat până la urmă cu un volum pe când am terminat facultatea, pe care îl regret acum, un eseu scris prea, să-mi exprim frumos, prea tinerește, prea avântat, o scriitură în care nu mă mai regăsesc, un eseu despre Steinhard, pe care l-am publicat la Limes.
Ei bine, îi făceam această confidență doamnei profesoare, care mă încuraja să încep șantierul și să încep căutările. Și m-am dus așa, am pendulat între facultatea de teologie și litere, pentru că erau domeniile care mi erau mai accesibile atunci. Și, din păcate, trebuie să vă spun, pentru vremea aceea, de aceea este foarte important studiul domnului George Ardeleanu, monograful lui Steinhardt, astăzi, pentru că îl repune pe piedestal, termenul pe care l-ați folosit la începutul emisiunii, pe Steinhardt, repune în locul în care îi aparține. Este foarte important demersul dumnealui, pentru că uitați ce am trăit eu undeva la începutul anilor 2000. Am pendulat, ca să folosesc sintagma din popor, de la sau între Ana și Caiafa. Această expresie des folosită și în popor și care este de sorginte, are două personaje biblice. Eu am pendulat între teologie, mergeam la teologie, discutam cu câțiva părinți pe atunci, care foarte frumos, domne, îmi spuneau, e prea lumesc, e prea literat, e prea... du-te mai bine la litere. Erau foarte drăguți cu mine. Mă duceam la litere, doamna profesoră, domn profesor, uitați, domne, e prea... du-te la teologie. Și de aici, da, sigur că locul lui Steinhardt este undeva între literatură și teologie. Jurnalul Fericirii este de departe produsul cel mai artistic, cel mai literar al lui Steinhardt. El a scris și roman, el a scris și eseuri care devin literatură, nu? Să pleci de la binomul iartă-mă, Coano Joițico, te iert, și să ajungi la o întreagă apologie a lumii lui Caragel, trebuie să fii nițel, cum îi plăcea lui să spună, nițel nebun, nu? Însă când acest nebun al anilor 30-40, care trimitea scrisori prietenilor în care spunea, trimitea scrisori de pe Coasta de Azur, unde ducea o viață de boem și spunea, femeile sunt calde și frumoase, și făcea declarații de amor, paleologul face referire la acest lucru, îl întâlnește, trece prin al doilea război mondial, pentru că în opinia mea acolo se produce declicul, da, înaintea convertirii, deci înaintea convertirii, trece prin al doilea război mondial, discursul lui se schimbă, apoi îl întâlnește pe Dumnezeu, pe Dumnezeul creștin, se convertește și apoi tot ceea ce urmează, când se întâlnește o astfel de întâlnire, când are loc o astfel de întâlnire între o bibliotecă uriașă ca lui Steinhardt și biblioteca cetatea lui Hristos, se produce una dintre marile sinteze ale lumii. Îmi cântăresc bine termenii. E un lucru, și eu sunt foarte pasionat de aceste întâlniri care, la un moment dat, în cugetul omului comun, ele n-ar putea să aibă rost. Sper să-ți facă plăcere și o întâlnire telefonică, da, cu mai vechiul și dragul nostru prieten, Luigi Bambulea. Bun venit la Profil Cultural, Luigi! Bun revenit! De fapt, bună dimineața amândurora! Salut, Luigi! Dragă Luigi, în studio Adrian Mureșan, cel pe care tu îl prețuiești și despre care noi am discutat adesea. Luigi, avem două reprezentări interesante, ușor diferite, a franciscanismului și a exclusivismului filozofic. Două școli, două curente. Unul promovat de Nicolae Steinhardt, La Rohia, n-aș putea spune o școală, La Rohia, și grupul de la Păltiniș, pe care Steinhardt i-a numit Catari. Între cele două, eu aș spune, nu mari prăpastii, tu unde te-ai situa? Și de ce? Înainte de a vorbi despre mine, permiteți-mi să vorbesc despre Nicolae Steinhardt, să spun două lucruri legate de el. Întrebarea dumneavoastră vine foarte bine, cel puțin pentru mine, fiindcă am fost interesat în mod special de relația lui Nicolae Steinhardt cu școala de la Păltiniș, sau m-am fost interesat de ceea ce este relația dintre școala de la Rohia și școala de la Păltiniș, fiindcă din punctul meu de vedere
poate fi vorba de o școală la Rohia, chiar dacă o școală, cum ziceam eu undeva, cu frecvență redusă. Dar poate fi vorba de o școală de gândire, de atitudine, o școală de, dacă vreți, reconversie spirituală, pentru că despre asta este vorba, dacă la Păltiniști modelul propus de noi, care era unul, să spunem, ideocentric, la Rohia modelul propus de Steinhardt era unul cristocentric. Între cele două nu există incompatibilități funciare, totale, absolute. Ba dimpotrivă, și Steinhardt și Noica își acceptă unul celuilalt, să spunem, își conced importanța propriei opțiuni. De ce? Pentru că, să nu uităm, Steinhardt a fost prima opțiune pentru Constantin Noica în vederea creierii unui fel de loc de retragere și reflexie, un fel de Castalia pe care vrea să o facă Noica imediat după ieșirea lui din închisoare în anii 60, undeva în apropierea Bucureștiului. Pe de altă parte, Noica este cel care despre Iisus Hristos spunea, despre Evanghelii mai exact, că nu am putut să fac niciodată comentariu în marginea Evanghelilor, pentru că lui Hristos, Iisus Hristos, dar nu cel din Nazaret, deci Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, nu l-am putut atașa, nu l-am putut face obiect de analiză. Nu am putut da cărților lui, adică Evanghelilor, numele meu. N-a putut deveni autor al acestora. Prin urmare, între Rohia și Păltiniș există, și acesta e doar un argument cel pe care vi l-am dat, subtile și adânci relații. Cât privește modelele pe care le propun fiecare dintre cei doi, aici sigur că lucrurile trebuie nuanțate foarte mult. A făcut-o și Adrian Mureșan în câteva rânduri, a făcut-o și George Ardeleanu, a făcut-o și o tânără cercetătoare de la Suceava, care s-a ocupat de acest subiect în doctoratul ei, Irina Ciobotaru, pe care îl cunosc, doctorat pe care îl cunosc, lucrare finală pe care o știu. Ei bine, să spunem doar atât, ca să fim foarte preciși, că cel puțin în ce privește acel text celebru, pe care poate deja dumneavoastră l-ați amintit, Catarii de la Păltinii și a lui Steinhardt, acel text trebuie judecat dublu, cu două măsuri. Prima măsură îi va concede lui Steinhardt firească reacție față de exclusivismul, cum l-ați numit dumneavoastră, filozofic de la Păltiniș. Cea de-a doua îi va atrage atenția lui Steinhardt asupra unei, să zicem, prea subiective reacții la adresa păltinișenilor, pentru că dacă citește atent Catarii de la Păltiniș, publicat în 83 în Familia și reluat după aceea publicat de Liceanu la capătul epistolarului, care a rezultat ca urmare a polemicilor iscate în marginea jurnalului de la Păltiniș, vezi în mod clar că Steinhardt a avut o gelozie. De fapt, el a reacționat în contul unei gelozii care venea din dragostea pe care o purta lui Noica. Ca să nu uităm că în Catarii de la Păltiniș, Steinhardt a lansat celebra sintagmă, cel puțin dintre cercetătorii fenomenului culturii române, de Nicasiofil, adică iubitor de Nicasius. Nicasius este pseudonimul pe care în tinerețe îl purta Noica, și cei care se ocupă de Noica folosesc de multe ori acest adjectiv Nicasian ca să evite Noician, care, mă rog, nu are o calitate eufemistică prea mare. Prin urmare, cele două modele, ca să rezum, nu sunt incompatibile, ba dimpotrivă, și atunci unde m-aș poziționa eu însumi între ele, pentru că sigur că pe de o parte trebuie să recunoaștem, suntem forțați de presiunea care de 2000 de ani apasă asupra noastră, o presiune extraordinară a cea revelației. Suntem forțați să recunoaștem că odată cu venirea lui Hristos, infinitul s-a întrupat în finit și ca atare nu mai putem să dăm doar culturii sau doar naturii, să spunem, un credit total de atenție și de încredere. Pe de altă parte, trebuie să acceptăm că trăind în timp și în istorie, cultura, ca formă de amăgire sau ca una dintre formele de amăgire, este și ea necesară, ba chiar de foarte multe ori cultura s-a dovedit singura opțiune. Luigi, da. Îngăduie-mi, te rog, Adrian vrea să-ți adreseze o întrebare. Da, o completare în spiritul aceleași discuții integratoare. Cred, Luigi, că ar trebui să facem loc încă unui personaj în scenă, în această discuție, să știi că ar merita o atenție sporită în această poveste a catarilor. Nu ți-am mărturisit până acum, în urma lecturilor, relecturilor din epistolarul de la Păltiniș, Alexandru Paleologul.
Alexandru Paleologu, care, dacă ți-aduci aminte, mult mai pregnant decât Steinhardt, în epistolar, în discuțiile lui cu Liceanu, cu Pleșu, în scrisorile lui, bineînțeles, el susține și o face, aș zice eu, mai esențialist, mai organizat, clar. Paleologul mi se pare mai organizat decât Steinhardt. Susține punctul de vedere al lui Nicu, al prietenului și amicului Nicu. Da? Deci oarecum în discuția aceasta e interesant, pentru că de fapt se profilează aceste două, hai să nu le spun tabere, aceste două tabere de prieteni, nu neapărat adverse la modul absolut, care și el, în care și el, paleologul, susține și oarecum echilibrează această balanță și dă discursul lui Steinhardt, care într-adevăr e un discurs, l-ai numit gelos, e un discurs inflamat, l-au numit criticii literari ai anilor 80, el era un inflamat, între ghilimele, dar iată, paleologul, dacă ți-aduci aminte, sintetizează ideile lui. Acest așa numit, această critică de pe poziții franciscane a, hai să nu numim, fie a esențialismului, fie a exclusivismului filozofic. A catarismului de la Păltiniș. Da, să, deci... nu uităm pe de altă parte că domnul paleologu avea și motive să-și aducă, să zicem, propria contribuție la critica școlii păltinișene, pentru că nu se bucură de o imagine, să zicem, prea curtenit, prea favorabilă în jurnalul de la Păltiniș, ba din potrivă, dacă vă amintiți, acel pasaj în care domnul Liceanu relatează o discuție, o întâlnire între păltinișeni și Alexandru Paleologu, concluzia lui Liceanu este aceea că ceea ce a putut ei să vadă a fost toată neputința lui Paleologu ca individ situat undeva în interval, nici filozof cu adevărat, nici doar literat, prin urmare un ins care încă nu și-a activat, să zicem, toate potențialitățile și a cărui vocație este încă incertă. Imagine care, sigur că e de înțeles, l-a durut pe domnul Paleologu. Pe de altă parte, acum apelez la un document pe care chiar eu l-am redescoperit în Biblioteca Centrală Universitară din București, e vorba de o scrisoare, de fapt am descoperit mai multe scrisori acolo, dar pe care le-am și o selecție a acestor scrisori, am publicat-o, dumneavoastră știți, într-un dosar consistent al revistei Verso, de la Cluj la Boca, și într-una dintre scrisori, domnul paleologu îi aduce o, să spunem, o mustrare, ca să ne exprimăm mai familiar, foarte, foarte serioasă lui Nicolae Steinhardt. Acea scrisoare de altfel fusese pomenită, dacă vă amintiți, în Primejdea Mărturisirii, unde Nicolae Steinhardt le relatează mai tinerilor Mircea Olip și Ioan Pindea faptul că a primit o scrisoare de la Conu Alecu, scrisoare care l-a mustuluit bine pentru unele și altele dintre lucrurile, gesturile pe care le face. Ei, acea scrisoare am dat-o publicității și este într-adevăr foarte dură. Paleologul avea și propriile rezerve și față de Rohia, mai exact față de faptul că Nicolae Steinhardt ar poza, cum îi se părea lui, într-un fel de, citez, guru al tinerilor dezorientați. Recte Ioan Pindea, Mircea Olip, ceea ce nu era cazul neapărat, dar așa, asta era perspectiva lui Conule Alecu, Luigi... dar care personajul este încă incert, zic eu, și poziționarea lui trebuie nuanțată și trebuie văzute cauzele diferite. Pe de altă parte, Luigi, aduți aminte tot de relația asta cu paleologul, ceea ce spune el mai târziu și chiar și Steinhardt recunoaște pe undeva, ceea ce se întâmpla între ei, bine, paleologul mai ales după 90 face aceste mărturisiri, ține totuși de domeniul acesta al prieteniei polemice care exista între ei. Ei erau condiție. Fără îndoială. Eu, dragi telespectatori, trebuie să spun că între Adrian și Luigi, spunând precum Steinhardt sau parafrazându-l, mă simt mult mai bine decât merit. Aveți microfonul. Ce mai vreau să completez este faptul că Steinhardt, paleologul, mă scuzați, avea motive în plus de, să spunem, exigență față de Nicolae Steinhardt, pentru că, dacă vă amintiți, relatarea lui Nicolae Steinhardt din Jurnalul Fericirii, relatare a înfățișării finale din procesul Noica Pilat,
Dacă vă amintiți acest lucru, știți că Alexandru Paleologu are acolo un, să zicem, portret, un profil nu tocmai din nou favorabil. Da, Jurnalul Fericirii, știm foarte bine, a fost conceput în 69-71. Ei au mai trăit două decenii oarecum împreună și lucrurile cred că s-au schimbat după aceea. Dar e clar, o știm astăzi și din, și din cartea lui Tudorel Urian, dar și din alte critici la adresa lui Paleologu, că într-adevăr nu a fost un om lipsit de pată. Însă Steinhardt... nu a fost cel mai curajos dintre, ca să înțeleagă și telespectatorii, fiindcă noi vorbim acum prea eufemistic, nu a fost cel mai curajos dintre cei care au avut depozițiile finale, ba din potrivă a avut și o declarație finală în care spunea că el în fond iubește socialismul. Sigur că nu îi se poate imputa așa ceva, dar Steinhardt în Jurnalul Fericirii a fost ușor ironic la adresa acestui în fond, ce să spunem, om ajuns într-o situație critică, fapt pe care totuși Paleologul nu l-a uitat până târziu, pentru că din nou, alta dintre cele 7 scrisori ale lui Paleologul către Steinhardt publicate în dosarul deja citat din Verso, după două decenii, cum spui tu, Adrian, încă ținuse minte și îi explica și se disculpa în fața lui Steinhardt, apelând și el la ironii și la diferite strategii. Dragă Luigi, știu că am putea continua pe această temă, Adrian, știu că am putea prelungi discuția asta, dar timpul îmi spune că e momentul unei scurte pauze de publicitate. Luigi Bambulea, îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția ta în Profilul Cultural din această dupămasă. Succes! Știu că un pic mai târziu ai o activitate culturală la Librăria Bizantină, unde criticul Mihai Zamfir și Adrian, uite, prezintă cartea, va lansa o carte, scurtă istorie. A literaturii române. A literaturii române, sigur. Toate cele bune și vă mulțumesc pentru invitație. Aștept să ne revedem cu drag în direct sau telefonic. Toate bune, Luigi Bambulea, dragi telespectatori, o scurtă pauză de publicitate. Se pare că vă aștept pe dumneavoastră cu și mai mult drag în partea a doua, când alături de Adrian Mureșan vom mai continua puțin discuția despre Nicolae Steinhardt, abordând mai apoi și câteva chestiuni, puține câte ne vor mai fi rămas, despre cronica de întâmpinare. Comentarii, păreri, necesitate și rămâneți cu noi și veți vedea. Doamnelor și domnilor, iată ne reveniți după scurta pauză de publicitate aici la Profil Cultural în această dupămasă. Adrian Mureșan, absolvent de filologie la UBB, secția română-franceză, studii de teologie ortodoxă și teatru, scurtmetraje, a regizat spectacole care au obținut foarte multe premii, ce este important pentru cultura română, membru în grupul redacțional al Integrale Steinhardt de la Polirom, doctorand la Universitatea din București, cu o teză despre Nicolae Steinhardt, coordonată de criticul Mihail Zamfir, care va lansa la Librăria Bizantină din București în această dupămasă cartea scurtă istorie a literaturii române și, ceea ce este și mai important din punctul meu de vedere, este cooptat în noul colectiv redacțional la Verso, în noua serie revistă, altfel foarte bine primită peste tot, unde am avut marea bucurie să fiu invitat de Vlad Mureșan, de Ion Mureșan, de Luigi Bambulea, de Pop, care au dus vestea unei mari bucurii culturale în marile provincii culturale ale României, de aici, din Clujul, atât de consacrat din punct de vedere cultural. Adrian, terminasem pe o, să spun, pe un regal dintre tine și Luigi Bambulea. Discuția a continuat și în pauza de publicitate. Aveai o reacție? Da, da.
acting is reacting, ca să trag spuza pe turta teatrului. Sigur, franciscanismul și esențialismul filozofic, de sorginte filozofică, ambele sunt foarte necesare culturii. Din punctul ăsta de vedere, înțeleg perfect perspectiva, nuanța lui Luigi, care este, dacă ați observat, o nuanță, cum să-i spunem, creștină. Da? E o nuanță a împăcării. El încearcă le să spunem logodească telespectatorilor noștri că Luigi Bambulea este și un absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă, absolvent al literelor clujene, iar acum studiază istoria artelor la București, are un masterat, pregătește doctoratul. E un om de nădejde, dacă ar fi să folosesc un limbaj proletcultist al culturii române. Eu însă, spre deosebire de el și de ceilalți oameni serioși și esențialiști, am însă așa un mic demon aici. Nu te putem bărui de neseriozitate, Adrian. Așa, și care mai șoptește unele lucruri. Latura mea de literat, de filolog, trebuie să vadă totuși înainte, sau printre altele și textul, nu? Ne reclamăm de la text. Ce ne spune textul lui Steinhardt? Cred că, sigur, discuția pe care am început-o cu paleologul, cred că sunt de acord cu Luigi, paleologul avea anumite interese să clatine puțin această instituție a păltinișului. El nu a avut un traseu, spre deosebire de Steinhardt, foarte curat. Steinhardt însă l-a avut, nu degeaba, de pildă, textul pe care Pleșu îl dedică, tot epistolar, lui în Steinhardt. În textul său, Pleșu, cred că folosește, nu exagerez, de vreo 10 ori într-o scrisoare, de câteva pagini bune, într-adevăr, această sintagmă, această frază: nu-l putem bănui pe domnul Nicu Steinhardt de rea credință. Și apoi urmează adversative, însă, cu toate acestea, chiar și așa, și urmează, sigur, polemica indirectă cu Steinhardt, adresată textului lui Steinhardt, Catarii de la Păltiniș. În acest epistolar, cred că lucrurile, relectura epistolarului de la Păltiniș clarifică situația. Aici sunt mai multe puncte de vedere. Unul l-ați văzut al lui Luigi Bambulea, care merge pe o nuanță de înțelegere, de împăcare creștină. Da? E nevoie și de unul și de altul. Este apoi George Ardeleanu, care, dumnealui, în privința acestei polemici, are un punct de vedere original. Dacă nu mă înșel, dumnealui a mers primul pe ideea aceasta a geloziei lui Steinhardt și atrage atenția domnului Ardeleanu în ultima vreme, în polemicile ultimilor ani din viața culturală, că nu trebuie instrumentat. Pentru că textul acela, într-adevăr așa este, este un pion foarte important. Textul lui Steinhardt, Catarii de la Păltiniș, inclus ultimul în edițiile mai vechi ale epistolarului, este de fapt unul dintre cele mai importante texte din epistolarul respectiv și, într-adevăr, ca în cazul operelor mari sau textelor importante, este foarte ușor de instrumentat. Ba de stânga, ba de dreapta, ba de admiratorii, ba de contestatarii modelului Păltiniș, Noica și astăzi Pleșului, Iceanu și așa mai departe. Domnul Ardeleanu spune că nu trebuie instrumentat, e adevărat. Însă eu aici am un alt punct de vedere sau aș vrea să aduc o nuanță. Eu nu sunt de acord cu ideea, cu ipoteza geloziei lui Steinhardt. Mie mi se pare, da, sigur, nu știu cum, depinde cum vrei să o numești, invidie, nu gelozie, în fine. Mie mi se pare, eu dacă aș fi fost în locul lui, aș fi reacționat cel puțin la fel. Da? Steinhardt are acolo, se poate, critica lui, gelozia lui, dacă se vrea, se spune așa, se rezumă la următorul lucru. În acest jurnal meșteșugit de la Păltiniș, cum îl numește, într-adevăr, numele lui Steinhardt nu apare. Admiratorii lui Noica, cei mai vechi, nu sunt nici măcar pomeniți. Și Steinhardt, pe bună dreptate, deci aici mă despart oarecum de punctul de vedere, iarăși împăciuitor, demonul din stânga, da? Iarăși împăciuitor al domnului Ardeleanu, Steinhardt le atrage atenția, pe bună dreptate, că au uitat și de cei care l-au mărturisit, nu numai în interiorul cetății catare de la Păltiniș, pe cale culturală, da? Ci și mergând, cum a fost cazul lui, cu Duba de la Aiud, la Jilava și așa mai departe. Da? Deci sunt oameni ca Steinhardt care l-au mărturisit
oarecum în alte circunstanțe mult mai concrete. Și aici ajungem la, și fac legătura cu ce vreau să spun eu, nu este doar într-un text. Există în mai multe texte ale lui Steinhardt această idee, chiar citez, am eu o răfuială cu Noica. Da? Există totuși o diferență sensibilă care merge până ziua de astăzi. Și aici ajungem la franciscanism și esențialism între cei doi. Steinhardt știm foarte bine prețuia abstractul, ignora concretul, ignora istoria recentă, actuală, vrea să se desăvârșească într-un model al exclusivismului filozofic. Pe când Steinhardt se risipea, spunea Noica, în forme de amăgire literară, nu poți să te rătăcești atunci când te cauți pe tine. Bineînțeles. Pentru că din punctul de vedere al lui Steinhardt, regăsirea de sine a fost parcurgerea drumului dinspre Emausul culturii spre lumina învierii în urma convertirii. Da, dar asta e foarte interesant, că la urma urmei, discuția noastră de fapt de aici, este, ca să sintetizăm și întrebarea noastră dinainte să o punem în lumină, literatură versus filozofie. De fapt, aici ajungem. Steinhardt, ludicul. Aici e o nuanță foarte importantă la Steinhardt. Steinhardt a fost un scriitor ludic. A fost un scriitor foarte... un critic foarte artist. Da? Aș spune că, de fapt... În completarea modelului ionescian, Eugen Ionesco sau Eugen Ionesco, cum preferați, Steinhardt a avut această latură înfrânată, dar care a fost prezentă până în 1989, la moartea lui, de actor. Încă nu s-a glosat de pildă suficient în marginea acestei laturi actoricești. Doar o pastilă vă ofer aici. Gândiți-vă la predicile lui, care sunt, dacă vreți un oximoron, monumente ale ludicului. Da? Care sunt, și gândiți-vă la atracția pe care el o manifestă față de operele acestea considerate către mai mari filozofiei neserioase. Da? Aceste forme de amăgire. Cronica, recenzia. El se spune noi că se risipește și îl numește undeva, asta chiar Steinhardt o spune, mă numea nițel amuzat, îmi numea lucrările mele nițel amuzat lucrări de derbedeu. Dar bineînțeles cu afecțiune, o spune. Deci acolo a existat o polemică. A existat o polemică între ei doi care să știți că nu a fost așa de aici, de acolo. Bineînțeles, o polemică culturală, o polemică, una dintre acelea care fac bine unei culturi. Și iată, amândoi au murit. N-au trecut pragul 89, 90. N-au prins această societate, spunem noi, liberă. Da? Și iată că totuși polemica lor este actuală. Pentru că în continuare se duce această discuție vis-a-vis de cronica de întâmpinare sau vis-a-vis cronica de întâmpinare versus cronica sau critica academică. Da? Deci e un subiect care în continuare interesează și relația lor, cred eu, din punct de vedere al istoricului literar, merită, deci nu merită îndepărtată dintr-un exces de împăcare, pentru că nu e ce un război, e, dacă vreți, un mic război de pe urma căruia profităm cu toții. Merită readus în actualitate această polemică. Unul dintre cei care au avut meritul, înaintea lui George Ardeleanu, a fost regretatul Virgil Bulat. Domnul Virgil Bulat, fost director sau redactor la editura Dacia, care l-a ajutat pe Steinhardt să-și publice mai multe volume acolo, în timpul vieții, Antume, a pus primul în balanță acest raport polemic, nu întotdeauna comod, dintre Noica și Steinhardt, dar care de fapt nu face decât să ajute la spectaculozitatea acestor personaje, iarăși transpusă pe turta actorului. Dar e un raport foarte interesant. Și ca să răspund definitiv întrebării noastre la care m-ați provocat cu literatură, teologie, filozofie, m-aș duce până la urmă, aș răspunde prin filozofie. Pentru că în literatură Steinhardt, dacă vorbim cu canonicii literaturii, criticii, nu a scris tocmai critică, după mine, sau nu a scris tocmai literatură și nici măcar chiar critică. Eu nu cred, de pildă, că critica lui Steinhardt este o critică, cum să spun eu,
precum aceea Călin Esceană, Manol Esceană, a lui Tudor Vianu. Nu putem să o încadrăm undeva. E stilul de critică clasică? Nu. Pe care la Steinhardt n-ai cum să o întâlnești. Vine din partea unui clasicist, dar nu e... Deci nu aș vrea să-i facem reverențe inutile lui Steinhardt, nici nu avea nevoie el de așa ceva și nu are nici acum, vorbește de la sine opera lui, însă domeniul lui este totuși al eseistului. Da? Al eseistului și domeniul cel mare care îl include este, de fapt, până la urmă, unul filozofic și anume, nu știu dacă veți fi de acord cu mine, nu știu dacă Luigi va fi de acord cu mine, este al existențialismului creștin. Prima oară când mi-a venit ideea asta, eram într-o emisiune la Radio Renaștere și discutam cu domnul Virgil Bulat și cu părintele Ioan Chirilă. Clar, cei doi nu au fost de acord cu mine și eu doar aveam intuiția. Senzația, știți, când ai senzația doar, nu ai argumentele bine pregătite, cum de pildă le are Luigi, care e un tip foarte sistematizat și ordonat și așa, și informat la zi. Astăzi însă cred că le am și cred că am putea să punem cărămizi la această idee. Steinhardt, un existențialist creștin, alături de Gabriel Marcel, alături de Berdiaev și de alții. Pentru că, uitați-vă, am aici două volume, Drumul către Isihie și Ispita lecturii de la Dacia, care vor face obiectul celui mai nou volum din Integrala Steinhardt, va apărea în câteva luni la Polirom. Aici Steinhardt spune așa, suntem și în postul Sfintelor Paști, dați-mi voie să remarc aici întrebarea lui Steinhardt, ce este creștinismul? Nu este moralism. Deci nu este moralism, nu este estetism. Nu înseamnă dovezi scriptoare istorice raționale. Nu înseamnă angelism, nu înseamnă povești pilduitoare, nu înseamnă mistică ostentativă. Creștinismul și credința înseamnă a fi prin excelență adversativ. Să crezi în pofida a, să crezi cu toate că, să crezi deși și așa mai departe. Ori asta e un punct de vedere care nu-i tocmai al creștinismului, da, poate fi al creștinismului ortodox, da, apofatic. Este al creștinului care are certitudini. Pentru că odată înrădăcinat în adevărul adevărat, el se poate delimita oricând de părerea lui sau de părerile celorlalți. Și asta este foarte important. Tocmai din această cauză, el spune că nu e doar, ci e ceea ce aminteam, acea înrădăcinare profundă în adevărul care îți dă seva veșniciei. Eu o văd ca o condiție dramatică, dimpotrivă. Eu văd ca o condiție dimpotrivă. Haideți să mai spunem aici credinței, un lucru. Practicianul credinței, Steinhardt, la Rohia, sigur, glosa de multe, despre multe, dar el era un trăitor. Un om al practicii creștine. Dar în momentul care... Ori acest om al practicii creștine are certitudini. Și are și incertitudini de multe ori. Aceste incertitudini le caută în lăuntrul lui. Da, dar așa ajungem la existențialism, în opinia mea. E aici un lucru foarte interesant. Nu poate să nu fie dramatică situația asta în care tu ajungi la creștinism, într-o perioadă în care, și te convingi de adevărul creștinismului, într-o perioadă în care o încasezi, iertați-mi exprimarea colocvială, actoricească, spuneți cum vreți, o încasezi în mod repetat cu ranga în celula de la Jilava. Vedeți mărturisirile, da, din Jurnalul Fericirii, da? E o condiție dramatică, plus sistemul totalitar. Nu, iarăși, gândiți-vă la testamentul politic din debutul Jurnalului Fericirii. Există soluția lui Solzhenitsyn, nu există soluția, dar există și soluția credinței. Despre soluția credinței nu va fi vorba în cele ce urmă. Pentru că poate soluția credinței distinșilor sceptici de serviciu ai lumii culturale de dinainte să și de după 89, li se pare facilă. Și atunci Steinhardt intră în discuție și aici e deosebirea de noi ca pe undeva. Și îi bate, părerea mea, cu propriile lor arme. El nu refuză concretul, gândiți-vă la postmodernism. Clar. Nu refuză curajul, într-adevăr este intransigent moral și de fapt Steinhardt este curat. Deci Steinhardt, hai să spunem, este modelul cultural românesc cel mai curat, pe care îl avem în ultimii 50 de ani, cel mai... Deci este, nu poate, sigur, sunt anumite critici ale intelectualilor evrei la adresa Jurnalului Fericirii, astea nu discutăm nu acum poți. Acest subiect. Normal că nici lor și ei se simt jigniți, e normal, e o chestiune între religii. Dar nu pot să simtă bucuria pe care o trăiești atunci când viețuiești în adevăr.
Eu spun că Jurnalul Fericirii este acea metamorfozare a omului ce caută și se caută și la un moment dat, căutând, află. Da, este un model care nu poate fi... Deci, haideți să spunem în direct. Deci, un model care, îmi pare rău pentru criticii lui, nu poate fi atacat din punct de vedere, și e foarte important în postmodernism asta, moral. Deci nu estetizant, stai domnule, că n-a fost un critic de nota 10, ci un critic de nota 7, acolo a nimerit-o, acolo n-a nimerit-o. Nu. Aici mă refer și la excelenta carte a lui Gabriel Andreescu, da? Despre cărturari, opozanți, dosarele de la securitate. Domnule, Adrian Marino, i-am citit jurnalul, Gabriel Andreescu clar îl scoate bazma curată, a fost, n-a fost, sigur că eu sunt de acord cu Andreescu, dar totuși sunt niște personalități controversate, Marino numai dacă cite jurnalul. Noica iarăși, Noica are o grămadă de critici, de aceea am vorbit că nu e, George Ardelean are dreptate, nu-i bine să fie instrumentat articolul. Și mai sunt paleologul Ștefan Augustin Doinaș, recent i s-a dedicat o carte de către criticul tânăr George Neagoe, care a apărut la Cartea Românească, în care este făcut praf. I-a luat Gelu Ionescu apărarea recent în Apostrof, da? Dar e un control. Însă la Steinhardt n-ai ce să-i faci asta. Deci Steinhardt este moral, de aceea textul lui Catarii de la Păltiniști este extraordinar. Și lucrurile, și faptul că credința lui, adeziunea lui la creștinism s-a produs într-un spațiu dramatic. Aș zice, într-un spațiu care favorizează ideea aceasta a existențialismului, da? Nu căldicel, nu numai prin cultură, prin lecturile din anii 50 când el se apropie de creștinism, ci într-un spațiu dramatic. Și aș vrea să închei ideea aceasta cu o contribuție pe care apare în aceste două volume. El spune undeva într-o mărturisire că am vrut să mă... De ce a vrut să se convertească? Foarte important lucrul ăsta. Și iar sinceritatea lui ăștia. Nu vroiam să mor nebotezat. Asta este un lucru extraordinar. Știți de ce? Pentru că este atât de omenesc, atât de sincer. Deci nu, dar știți, eu din anii 40-50 eu sunt atras de creștinism. Nu. Nu. Dom'le, dacă e să mor, știam. Deci el spune clar, nu credeam că o să mai ies eu din închisoare. Și atunci așa, tâlharul din dreapta, ultima secundă, ca în romanul lui Kazantzakis, ultima ispita lui Hristos, în ultima secundă se sparge totul. Omenește-mă și pe mine. A fost, da, a fost un vis și Hristos se regăsește pe cruce, dar a fost o ispită, mă refer la romanul Kazantzakis, la fel și Steinhardt. Până acum au fost niște ispite, dar Doamne, în ultima secundă, vino iartă-mă, măcar atâta, omenește. Nu mari filozofii, nu mari, în ultima secundă. Nu vreau să... Și iată că el va trăi, va ieși din pușcărie și va face carieră. Adrian, și noi trebuie să-ți spun că mai avem foarte puțin, da, timp până când ieșim din emisiune, dar îmi pare rău, dragi telespectatori, și vreau să smulg, uite cât de brutal, promisiunea ta pentru a continua partea a doua a întâlnirii noastre despre cronica de întâmpinare și critica academică. Nu vreau să încheiem până când nu le prezentăm telespectatorilor noștri o carte lansată recent, Ovidiu Pecican, Noaptea Soarelui Răsare. Nu este doar continuarea firească a bestsellerului Imberia, ci o carte care suscită mari întrebări existențiale. Căutați-o și vă veți găsi și răspunsurile căutate. România Literală, un eveniment, revistele culturale încotro, și sigur că sunt foarte multe răspunsurile posibile. Adrian, ai adus și tu câteva cărți să le prezentăm, da, telespectatorilor noștri. Sigur, pentru că ați pomenit de romanul lui Ovidiu Pecican, precedentul romanului Ovidiu Pecican, cred că vă interesează pe dumneavoastră în mod special sau pe colegii dumneavoastră de breaslă, să mă exprim ok pentru sceptici. Deslujire. Deslujire, da, clar, mult mai frumos. Fostul roman al lui Ovidiu Pecican, care pune în lumină figura preotului într-un Cluj postmodern, într-un Cluj actual al lui 2013, un roman
interesant, da? Un roman l-am numit eu într-o cronică kafkian și o să vedeți de ce. Dar un roman, zic eu, mai slăbus decât cel pe care îl aveți dumneavoastră în mână, pentru că Ovidiu Pecican se exersează, veți vedea, în două formule de bază ale romanului european până la urmă. Aici romanul obiectiv și acolo o variantă de roman al conștiinței subiectiv. Cred că îi se potrivește lui Ovidiu Pecican mult mai bine formula aceasta. De fapt, cele două romane au două mari teme pe care îmi cer voie să le numesc și care, de fapt, m-au obsedat și pe mine de dintotdeauna. Și acum ajung la existențialism, nu poate foarte creștin. Sexul și credința. Cele două teme ale lui Ovidiu Pecican. Se pare că Ovidiu Pecican este mai bun pe romane de dragoste decât pe figura aceasta. Aici, dragi telespectatori, suntem obligați să punem punct ediției din această după masă a Profilului Cultural. Vă mulțumim pentru răbdarea dumneavoastră de a ne fi privit. Vă mulțumim pentru bucuria ce ne-ați făcut-o de a ne lăsa oaspeți în casele dumneavoastră. Îți mulțumesc, Adrian, îi mulțumesc și lui Luigi. Până joia viitoare, așa cum vă spun de fiecare dată, rămâneți în cultură și nu uitați că sufletul culturii e cultura sufletului. La revedere!